Dacă 2011 a fost un an bun pentru sectorul legumicol din punct de vedere al producției, în mare parte se datorează calității răsadurilor și a materialului semincer. Fermierii români au început să investească în tehnologie, având la dispoziție o gamă întreagă de produse profesionale. Aceasta este concluzia la care am ajuns în urma discuțiilor cu reprezentanții companiilor producătoare de semințe pentru sectorul legumicol. Cu ocazia târgului Indagra, desfășurat în luna octombrie, la centrul expozițional Romexpo din București. Calitatea o face, în primul rând, o face sămânța și producătorul. Sămânță bună este baza unei recolte bogate, potențialul genetic al unei semințe este ceea ce va reflecta mai târziu piața și puterea producătorului de a convinge cumpărătorul final. Tehnologic vorbind, suprafețele sunt din ce în ce mai bine lucrate la nivel de legumicultură. Clienții sunt clienți care sunt foarte mulțumiți de produsele noastre. Piața de desfacere reprezintă momentan un impediment în dezvoltarea producătorilor. Ar fi nevoie de mici asociații de producători care să aibă totuși o putere de cumpărare și de absorpție mai mare atât a fondurilor puse de stat, respectiv a fondurilor europene. La rândul său, Ilarian Gheora, manager general al companiei Ghesaf Trade, consideră că Ministerul Agriculturii și celelalte instituții cu responsabilități ar trebui să facă mai mult în direcția capitalizării și demarării investițiilor. Eu aș îndrăzni să spun că în legumicultură activitatea este complet decapitalizată. Aș spune că în domeniul investițiile adevărate aproape că lipsesc. Și eu cred că fără investiții și fără o capitalizare, activitatea în domeniul legumiculturii nu va fi pusă pe picioare. Va fi greu. Deci cred că atenția autorităților, în speță sau în mod deosebit a Ministerului Agriculturii și a celorlalte instituții cu responsabilități, ar cam trebui orientată pe această direcție a capitalizării și a demarării investițiilor adevărate în legumicultură. Ghesaf Trade a venit anul acesta la Indagra cu câteva noutăți deosebite, printre care un îngrășământ foliar sub formă de gel. În primul rând, suntem furnizori de semințe profesionale, deci lucrăm numai pe sectorul profesional. Nu suntem activi, am fost, dar nu mai suntem activi în domeniul, în sectorul de hobby. Deci prioritatea activității noastre reprezintă semințele de legume profesionale, unde în acest an am venit cu noutăți cu totul și cu totul deosebite. Interesații ne pot contacta și le putem oferi informații și materiale documentare. Pe lângă, da, este vorba de noutățile, se referă la, avem câteva programe noi, sunt toate programe noi, cu câteva produse de excepție, în mod deosebit la capitolul tomate, la capitolul varză și la capitolul pepeni verzi. Aici, într-adevăr, cred că am reușit să punem la punct niște programe complete, extrem de calitative și foarte competitive ca preț. Pe lângă semințele de legume profesionale, noi facem tot posibilul să oferim fermierilor noștri întreaga gamă de produse complementare, astfel încât ei să poată demara rapid o producție legumicolă, inclusiv dacă este nevoie informații, know-how, tehnologii, gratuit. Asta se oferă gratuit. Oricine se adresează societății noastre, în măsura în care noi cunoaștem toate aceste probleme, le oferim fără niciun fel de rezervă și le oferim în mod gratuit. Aceste produse complementare sunt, în primul rând, îngrășămintele foliare și pentru fertigare. Primul îngrășământ sub formă de gel, asta ar trebui să menționez eu, existent în Europa și în țară, clar, este noutate europeană și noutate națională. Aceste îngrășăminte foliare sub formă fizică de gel, în stare fizică de gel, au niște proprietăți deosebite care le fac eficace și rapide în aplicare. Pe lângă aceste îngrășăminte oferim sisteme de irigații, oferim turbă, oferim pastile nutritive, oferim
tot ceea ce înseamnă suport pentru realizarea unui cultur și a unor pentru semănat și pentru plantele tinere care urmează a fi după semănare transplantate, oferim tot felul de accesorii pentru producția în sere și solarii care ușurează imens activitatea fermierului. Deci, practic, întreaga gamă de accesorii și de produse complementare, de care folii pentru agricultură. Apropo de aceste folii pentru agricultură, avem o colaborare nouă cu o firmă ce aparține grupului, unui grup din Franța, nu-i dau numele acum, sunt împreună cu noi în stand și este important să menționez că și reprezentantul firmei se află de la începutul Indagra cu noi, tocmai pentru că există un interes deosebit în promovarea acestor folii de solar profesionale. Pentru că de multe ori țăranii, fermierii, mici sau mai mari, folosesc pentru protejarea solarilor, folosesc folii, eu zic industriale le numesc. Nu sunt folii pentru aplicații specifice cu proprietăți fizice, mecanice, chimice, optice, adecvate unui solar sau unei sere. De asemenea, și este ultimul domeniu pe care aș mai menționa, este vorba de cartoful de sămânță, în care noi am făcut niște progrese extraordinare. Lucrăm cu o firmă direct, cu o firmă din Olanda, firma țară unde este țara cu cele mai bune rezultate în domeniul ameliorării și realizării de noi soiuri de cartofi de sămânță, și acești cartofi de sămânță s-au impus, o parte dintre soiurile noastre, cred, s-au impus pe anumite zone din România și sigur suntem interesați să le extindem și în alte zone pe profil. La fel de interesantă este și oferta celor de la Semplant, care se adresează în special profesioniștilor în legumicultură. Și în anul acesta venim cu două varietăți noi de tomate pentru solar, care au mai multe rezistențe pentru clienții noștri, care deja au testat. Avem un alt stil. Întâi trebuie să ne convingem noi și alături de noi să se convingă și fermierul că produsul este foarte bun. Și 2-3 ani în diferite zone ale țării unde e tradiție pe produsul respectiv, facem loturi demonstrative, în care omul își spune părerea după ce a văzut efectiv rezultatele. Aici asta nu înseamnă că îi dăm 102 de semințe, pentru că această metodă le pierde pe între degete. În momentul în care îi spun 1000 de metri sau 500 de metri, îți asigur semințe să testezi un nou hibrid, depinde și de credibilitatea celui care îi face propunerea, atunci omul se angajează și face un lot concludent și în care îți poți da seama. 100 de semințe nu mai sunt concludente. 1000 sunt cu totul altceva. Pe de altă parte, Semplant pune la dispoziția clienților săi un produs revoluționar, o soluție pentru fertilizat cu micronutrienți și acid 5 aminolevulinic. Este vorba de un produs japonez care au reușit să sintetizeze. Ei spun că prin metoda distilării ca și alcoolul, acidul 5 aminolevulinic. Acesta intră în compoziția clorofilei și a globulelor roșii. Produsul a fost inclusiv folosit în domeniul medical, după care l-a extrapolat în domeniul vegetal. Este foarte interesant când folosești fertilizanți de orice tip să nu mărești volumul plantei, adică să nu o disturbi. Are un echilibru natural. Mărimea frunzei e foarte importantă. Dacă a fost creat hibridul sau soiul respectiv cu o anumită mărime și noi venim cu o fertilizare anormală și creăm o creștere luxuriantă, penetrația luminii îl punem în alte condiții față de mediu. Noi nu trebuie să-l deranjăm. Trebuie din cont doar să-l ajutăm. Acest produs nu face altceva decât să mărească cantitatea de clorofilă în plant. Și am avut niște rezultate, pot să vă dau în concrete, în care au bătut grindina, în care frunzele au fost distruse la jumătate. Folosind acest pentachip, producțiile au fost la fel ca și cum frunzele au fost întregi. De ce? Pentru porțiunea de frunză rămasă întreagă, a crescut cantitatea de clorofilă după aplicarea produsului și planta n-a simțit șocul. Deci anul ăsta am avut o experiență, 125 de hectare l-au dat cu avionul și un produs destul de scump, la porumb, porumbe de sămânță. Și pot să vă arăt poze și imagini martor în care cultura, după o lună și jumătate de la bătută de grindină, era verde în totalitate, iar cea martor era uscată de mult. Deci, dar o altă mare problemă. Mărește rezistența la secetă, mărește rezistența la frig.
Deci la minus 2 grade pot face teste cu plantele, bagi în frigider și la minus 2 grade nu le afectează frigul. După ce au fost tratate cu acest produs, care se numește Pentachip, trebuie să-l spun că toată lumea să vă zic, da, de ce produs vorbește. Un alt important aspect este faptul că la lumină redusă, s-au făcut teste, lumina zilei are 120.000 de lux, aproximativ. Au redus la 7.000 de lux, iar salata s-a dezvoltat perfect aplicând acest produs. Legumicultorii au început să se orienteze spre produsele de calitate, așa cum avea să remarce Liliana Pero, director comercial al companiei Amia International. Firmele mari în care există cercetarea unui produs, acolo bineînțeles că apar și rezultate. Noi suntem foarte buni în vânătă, avem o vânătă care oamenii ne spun că au câștigat bani cu ea pentru că au ieșit cu 3 săptămâni mai devreme la piață și asta este un lucru bun. La morcovi, morcovul sunt Vilmorin este tăticul nantezelui și a șatneiului în secolul trecut, deci sunt cei care au pus bazele morcovului nantez, tip nantez, și la morcov suntem lider mondial. În salată, în tomate stăm destul de bine, deci avem o gamă destul de largă. Am impresia că ne întoarcem și cererea a început să fie pentru produse de calitate, deci am avut o surpriză să regăsesc clienți pe care poate îi pierdusem cu ani în urmă, care au revenit pentru calitate. Asta mi s-a părut, a fost principalul lucru care, să zic, m-a surprins, sau nu acesta.